Polițiștii judiciari din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate PITE, Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, au identificat și prins în flagrant un bucureștean în vârstă de 39 de ani, care transporta în autoturism aproximativ 80.000 de țigarete de contrabandă de proveniență din Republica Moldova. Pentru acest fapt, organele Gărzii Financiare Argeș au stabilit un prejudiciu de aproximativ 25.000 de lei. S-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Autoturismul și întreaga cantitate de țigarete au fost disponibilizate și preluate de Garda Financiară Argeș, urmând a se dispune asupra acestora măsura confiscării speciale. Cercetările continuă pentru identificarea furnizorilor, cât și a destinatarilor mărfii de contrabandă, autorul fiind cercetat în stare de libertate.